Specialiștii în domeniul sănătății care își doresc un loc de muncă la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș vor putea beneficia de o locuință de tip ANL, începând cu anul următor. Ansamblul de locuințe ridicat de Agenția Națională pentru Locuințe pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Călăraș se apropie cu pași repezi de finalizare. Conducerea Consiliului Județean Călăraș a efectuat în data de 9 decembrie o vizită de lucru la șantierul blocului ANL. Edificiul va cuprinde 30 de unități locative moderne și un lift. Astfel vor exista apartamente cu 2 și 3 camere, dar și garsoniere. Consiliul Județean Călăraș se ocupă în momentul de față de racordarea blocului la utilități, amenajarea exterioară și crearea locurilor de parcare. Continuăm investițiile la nivelul Consiliului Județean prin cele 4 unități locative care urmează ca și termen de finalizare la anul până în luna martie să fie predate Consiliului Județean. Aș putea să spun că continuăm promisiunile pe care le-am făcut în mandatul 2016-2020, continuăm investițiile pe care le-am câștigat în acel mandat. Aici direcția tehnică, domnule director Vlase, aș vrea să prezentați tehnic unitățile locative, valoarea investiției și finalizarea acestor locuințe. Mulțumesc, domnule președinte, valoarea investiției este de 8.200.000 de lei, din care construcții montaj 6.500.000. Avem aici un bloc de locuințe parter plus 4 etaje. Pe fiecare etaj avem un apartament cu 3 camere, 4 apartamente cu 2 camere și o garsonieră. Pe lângă investiția ANL-ului avem și noi Consiliul Județean partea de amenajare exterioară și rețele, racordarea blocului la rețelele utilitare, unde valoarea investiției totale este de 780.000 de lei, din care construcții montaj, 560.000 de lei. Da, mulțumesc domnului director George Vlase. Putem să spunem că dacă ne uităm în timp și în urmă cu 4 ani sau 5 ani de zile la primarea mandatului, era o mare groapă din 90 uitată de toate administrațiile care s-au perindat la conducerea Consiliului Județean. Erau fundații aici, ce urma să fie aici? Sediu drumurilor județene. Deci l-am luat în patrimoniul drumurilor județene și l-am transferat în patrimoniul județului și l-am pus la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe să putem să construim cele 40 de unități locative. Instalațiile electrice, instalațiile sanitare și partea de tâmplărie, văd că deja începe să o montați, partea de tâmplărie. Deja la 90%. Partea de apă canal ați finalizat-o? Da. Sunt făcute legăturile, da. Deci v-ați legat la canalul orașului, legăturile cu apa de la oraș. Și curentul electric. Și curentul electric. Înseamnă deci asta era responsabilitatea Consiliului Județean? Deci le-am realizat. Da? S-au decontat, domnule director? O parte, da. Urmează cu spațiile de... Noi suntem în stadiu avansat de sus, că e normal să începem de sus în jos și aici. Sperăm să terminăm în luna martie, când vorbim aici. Da. Dacă mergem mai sus... Ce mai probleme ați întâmpinat în derularea acestui proiect? Ați avut probleme în derulare? Nu. De la planificare, licitație și până la... În afară de singurele probleme pe care le-au avut toți constructorii la nivel național cu fluctuația prețurilor, știind cu toții, nu a fost niciun. Am amendat contractul, la rest de executat și dumneavoastră v-ați primit partea care legislația o prevede. Deci am beneficiat de... Ordonanța 15, ordonanța 15 de o bună colaborare cu Consiliul Județean și cu ANL-ul implicit.